Joi 11 iunie 2020 am plăcerea să mă aflu din nou în crescătoria unui apreciat campion columbofil al județului Prahova, al sudului României și al țării. Este vorba despre domnul Moise Ion Ninel, așa cum îl cunosc prietenii. Te salutăm, Ninel, ce faci? Salut, sunt drăgi. Ai venit repede la muncă, nu? Am venit la serviciu și am venit o viteză, acum vei să le fac inventarul de seară, nu? Da. Mai ales fac o adăpare și lor, văd cum se prezintă. Aici ne aflăm în compartimentul în care tu găzduiești la acest moment puii generației 2020, da? Da, da. Cum stai? Cum se pare că stai din punct de vedere al puilor? E ok? Da, am din prima serie oprit vreo 20 de pui, da. Și mai am a doua serie, vreo 45. Și-ți mai scoți? Sau sunt și mai am 40 de pui acum pe boxe. Tot ce sunt pe boxe, îi opresc, fac în jur de 100. Seria 300, fac, da. Fac o selecție înainte de zboruri. Da. Dar bă, că se prezintă bine, e ok, ai îngrijit cum trebuie. Da. Nu? Da. Pui reproduși din perechi noi, nu? Din câte mi-ai zis tu? Da, mai am și din linile vechi, așa, dar am adus din ăștia mai noi, Vulc, Van de Brande, Jos Colț. Da. Arată bine, îmi place. Am și din ăștia de Brande și generația 2019. Da. Nezburați la pui, chiar n-au fost mișcați. Și bă, se mișcă. Le-ai dat drumul, nu? Adică zboară bine și ești... Da. Ești da, mulțumit da. De rezultate și de... Ținând cont că am avut ruta Bulgaria, niște etape mai greuțe cu vânt de față, bă, că s-au rezistat. Aha, super, super. Stai bine, îmi place, uite. Sănătoși, viguroși. Da. Am oprit un singur pui de zburător, bălțatul acesta. Ăla? Ia, prinde-l. Frumoasă culoare, da. S-au luat doi frați, da. Dar doi cu frați buni. Și întâmplarea a fost că tata lui este locul 3 din 24.800. Ia uzi. Super. Așa? Mai că s-a... E, deci sunt frați. Consanguin rău, da. Consanguin rău. Și am zis să-l țin. Mi-a plăcut așa de el cum arată la mână. Dar părinții ca și culori cum sunt? Albaștri? Albaștri, da. Și cum ți-a dat așa? Bunica bălțată. Bunica bălțată. Bunica bălțată. Ai văzut, înseamnă că arunca la bunică. Da, și străbunicul, un bățat al lui Iancu Daniel, Pied Mother's Balloon, tot așa, deci el avea tendința de a da albi. Dar mai că s-a bălțată, n-a dat niciodată. Câte pe am avut, poate 10 pui din ei, numai la albaștri. Ai văzut ce combinație? Da, da, frumos. Și ăsta, așa, mai am aici de, din fratele 185 al lui domnul Cosmin Olteanu, campionul la pui, costor al locului de 16.000, care e Cirilcu Brande. Frumos. Și el la tată e Rudi Varet pe linia lui Chitel cu Jos Colț. Da, 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 da. Așa. Ce noi mai prezim? Mai arată-ne câțiva dacă ești doresc. Ăștia de roșii sunt pe... Tata e de la Pașa. Argentiu, da. Da. Care tata este semifrate. Nu semifrate. Tata este, cum ar veni, verișor. Deci tata lui, bunicul din partea tatălui, e frate, da, cu mama lui 185, da. Jos Colț. Din câte mi-amintesc eu, parcă la ultima mea vizită mi l-a arătat pe tatălui. Da, un argintiu așa, da, a fost da, după da, el până la Mangalia. Dacă n-am auzit că are așa, are pașa combinația asta, dar bunicul lui, un roșu original de Jos Colț, o splendoare de porumbel. O splendoare. Probabil ăsta, dar îmi place cum arată. Și mai e bine la mână, nu? Da, mai găsa Ștefan Leambre. Tot oria lui Chitel. Da. Acum sunt patru frați. Sunt porumbei noi ca și origini, da, în crescătoria ta, din linii noi, nu? Da, da. Introduși recent. Da. Ăsta e frate cu Ionor ăsta. Da. Și am văzut că mai ești aici în, da, în Sputnic. Și mai sunt, da, mai sunt. De Brande. Ciril. Carbonii. Păsările tale de bază. Da. Frumos. Și cu ce ăsta cu din ce? Cu, e 100% carbonii. Tata e bunicul ăsta de locul din 20.000, da, care e un porumbel zburat de mine, care e camp carbonii. Aha. Și mai că asta, când am luat locul 1 la Fischer în 2013 din 7.000 și ceva de pui, abia au venit 4 pui, dintre care și mama lui a fost în aia 4. Da, a intrat mai târziu. Da. E care era din negru cu 193 al Volteanu, merge cu carbonii. Și mama a fost, adică, fiică din locul 1, viteză, Palmares. Aia tot și-a carbonii. Ah, hai, mai sunt și pe aici, frumos. Am, da. Hai. Ai mulți argintii, văd, asta. Da, argintii sunt toți, Brande și Jos Colț. Hai câțiva. De ca și zbor se duc lumea afară, nu? Da, zboară da. La stol, da. La stol, da. La stol, frumos. Da. Și
chiar în forță, în blandă ies. Da. Dar e bine să le ia drumul dimineața în zilele de miercuri, joi, vineri, că duc și numai la antrenamente. Da, da, și există riscul să-ți ia și să-ți ducă. Păi m-a spus un băiat de la... a ajuns un pui de-al meu de aici la Crevedia, la Zvoadă, la Crevedia. Da. O veni înapoi, nu mai trebuie dată, dacă s-a văzut la tine pe stradă. Corect, așa e, da. Da. Ce-a căutat el de la Jocen la Crevedia? Dar îi ia, îi ia. Asta e. Frumos. Acum că sunt micuțe, așa trebuie invitat ca să îi ia stolurile până să o... Văd că mai e doi mici acolo în... Doi micuțe, am un mascul de 2018, Dima Bogdan. E cum să-mi vin pe o fică din Avatar, campionul Belgii la viteză. Și mi-a avut probleme la matcă. Mi-a omorât puii mea și la deasupra boxei lui, și în stânga și în dreapta. Și i-ai găsit loc aici acum? Și am găsit loc aici. Ca să nu s-a grijic. Da, așa e. Da. Așa e. Frumos, îmi place cum arată. Da. Ți-au dat pui frumos ăștia, ai gândit bine perechile de... Da, nu, nu, chiar sunt mulțumit. De matcă. Nu ești mulțumit? Foarte mulțumit, foarte mulțumit. Le-am mai mărit un pic talia așa. Și am reușit, dacă tu s-a amânat cu zborurile, am schimbat și vreo 10 perechi de matcă. Am schimbat între ele. Cuplurile, nu? Cuplurile, da, da, da. Am scos 3-4 pui acum într-un fel și acum iar da. Ăsta este pe linia lui 5003 cu o soră de-a lui 1351, care e bunicul ăsta, locul 3 din 23.000. Da, ți-a dat frumos. Frumos. Acolo ăsta este taie-sului Brade 100%. Maica sa e bulc cu jos colț. Da. Îmi place când ți-a dat, să știi. Frumos. Da, da, le-am mărit un pic talia. Oricum aici pe Bulgaria trebuie mult mai puternici. Mai puternici, nu? Mult mai puternici. Nu se compară. Pot să spun că am avut etapele astea mai grele ca pe munte. Serios? Vânt din față, da. Da, da, cu vânt din față, așa e dreptate, da. Pe munte mai nu prindea chiar. Era chestia că era obstacolul muncii, dar nu era chiar așa gol așa dur. Da. Acum să vedem. Chiar dacă e câmpie, știi, lumea se gândește că... Dar nu, eu am zburat în 2016, l-am spus la băieți care așa, băi, eu am zburat și știam cam cine așteaptă la maturi. Și de șansa noastră, că în anul ăsta, sunt vânturile astea care... Da, da, așa și a fost o vreme capricioasă cu... Da, da. Cu vânt. Din patru etape a fost trei cu vânt în față. Da. Da. Ăsta aici e, mai că asta, este o femeie de turnele, care este o fică din o campioană lui Olteanu, o sfârgulată. A fost campion la viteză, sau viteză pe mare, să mai știu exact. Și taică-su este un nepot al lui 16.404. Te procurau din nou porumbei de maximă valoare din crescătoria domnului Otean, da, 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 am avut norocul. Mi-a dat locul de mușină în 2018, 2008, din fratele lui 404. Și maică-sa e o femeie Carolina, care este și mătușa lui 19.033, care a fost locul 2 la... Nu, locul 3 la Cupa Europei, nu? Da. La pui. Și uite că ai făcut treaba bună, ai văzut? Anul trecut mi-a dat pe linia 185. Și ți-ai încropit încet, încet? Da, și mi-am... Da. Mi-a dat niște pui, mai mi-a dat băiatul niște pui. Da, el din crescătoria lui. Tot brande cu bulk. Și mi-am făcut o linie mea veche. Da. Tu știu că ești, nu ai un talent din asta deosebit de șlefuitor, așa? Da, și am răbdare. Ai răbdare că este? Da, acum o să-mi fac de... Tot ce e pe cuibar îl las și după restul mai mă prez de Petru Matcă și... Da. Frumos. Nu știu, am speranțe, am... Să vedem, sunt linii, bă, e așa, le-am mărit un pic tari, acum se fac mai puternic. Da, se vede, da. Da, pentru că dacă ai zburat pe Bulgaria și știi ce te așteaptă, da, da, am văzut ce tip de calapod de porumbei e nevoie pentru a obține niște rezultate bune, frumoase, păi... ai lucrat inteligent. Frumos. Da, și mă bucur, am putut scoate mai mult frate, ca să pot să mă convinc de matcă mult mai repede. Da, și mai da. Multe combinații, dacă e așa, poți face idei. Ai 3-4 frații dintr-un cuplu, nu? Da, 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 da. 3-4 și cu altă, așa, deja am 3. Și da. Cu altă combinație. M-au ajutat și zburătorii când a fost la astea. Le-am mai mutat ouă, le-am mai mutat. Femeia albastră de aici, din colț, a doua de sus, ce e? Că e frumoasă tare. Asta de acolo. Asta. Ia vezi. O știi? După serie? Asta. 21-20. Mi se pare că este chiar din fratele 185 cu sora lui locul 1 de 16.000, care este Ciril cu brande. Frumoasă, îmi place. Sigur din aia, sigur din aia. Știu că 21, 22. Așa trăsături foarte clar definite.
Da. Îmi place. Și arată și bine la mână după cum. Da, da. Este? Da. Foarte, am văzut după cum ai după cum ai atins-o, mi-am dat seama că îți place. Asta e. Îmi place foarte mult femeia asta. Da. E și finuță. Taică sub brandă 100%, e și semifrate cu campionul Dima Bogdan la 10, 11, 6, 7, 3 parcă are seria. Și la Glas și la Demi Font parcă are. Da, porumbe echilibrat este? Da, da. Și mai că s-a iertat la Olteanu bul cu jos curs. Frumos. Dar și puișteți. Da. Ai pierdut ceva de acasă până acum? Am pierdut 3 pui. La zbor? 3 pui. Sârme, da. Chestii, lovituri, da, nu? Da, da, da. Unul mic a ieșit prima oară afară. Am neșansă, dar am aici un pui de varză și are traseul, pleacă pe cricul aici, chiar pe despre Cotesului. Și probabil la asta spăbria de mici care a ieșit prima oară afară și... Da. În rest, când era la drumul, am mai stat pe aici, plecat 2-3 zile, dar vin, nu. Nu s-au să treci. Ăștia nu se mai pierd toată viața. Care vin după 2-3 zile? Să știți că așa e, așa e, da. Este? Da. Știi ce a pățit, ce foame de a pățit și nu mai. Da, da, da. Și pe unde a colindat? Da. Frumos. Stai bine. Cred că la toamnă o să ai... Sper. Ai și niște rezultate frumoase. O să fie și vor mai ușurile așa pe puii, nu o să fie chiar de la matur. Poate să vă va schimba și clima un pic. Da. Nu o să mai fie. Dacă o să fie zborurile astea așa cum e la maturi, rămâne cu de trei oare. Așa e, așa e, dreptate. Dacă la pui prinzi așa zborurile astea... Așa e, așa e. Și pui imediat, intră în stres. Da. Nu poți să te recuperezi. Da. Dar să și facă la pui zborul mai ușoare. Cât aveți? Dar mi se pare că este tot așa, vreo 390 și aveți ultimul derby programat, nu? Da. Pe Bulgaria cu pui la toamnă. Parcă. 360 și 390 parcă. Da, nu știu dacă e tot Sarajevo. Poți să fac și eu. Ce cuculeț frumos acolo. Ăla este adus de la un prieten de-al meu, părinții sunt de la mine. Da, și a, și... Deci, din tatăl care este carbonic cu vanolul cu 2 ampri, a venit la 1000 de kilometri. Și a clasat. De la unul de băieții de care e la mine. Serios? Și mai găsat tot la mine este, e de, tot așa, eu din 193 era taică-su, m-a spus de 2008, un super producător. Și mai găsat, era mama locul 1 viteză palmare sale. Bun. În 2010-2011. Super frumos. Carboni. Și dacă tot avea acolo, păi, domnul meu, ăsta... Foarte expresiv, îmi place. Da. Da. Ești așa, a ieșit prima zi, dar spunea de parză, când a ieșit prima ieșire, dar spunea de parză și a venit numai seara, obosit mort, unde o fi luat el, știi? Super. Felicitări pentru cum ți-ai gândit perechile de matcă pentru anul ăsta, pentru puii obținuți. Ne auzim noi și la toamnă, dacă nu mai și mai devreme. Eu vă promit că o să facă treabă. Facă treabă, nu? Vă promit. Așa, așa de vreau. Nu merge. Renunță. Baftă multă linie, toate cele bune. Mulțumesc mult.